Salutare! E ora 9 și 9 minute la mine la Chișinău și cred că e timpul să vorbim despre noua președintă a Republicii Moldova. Nu știu a cât a la număr, dar e prima femeie președinte într-un stat românesc care va fi aleasă duminică, azi fiind ultima zi de campanie electorală și iată acum fiind ultimele câteva ore în care e permisă campania electorală și de ce m-am gândit să vă fac să vă gândiți și voi, poate chiar să comentați de ce pornesc chiar de pe acum posibilitatea să intrați cu mine în direct. Să comentați eventual de ce o votați și voi pe Maia Sandu, vedeți că eu la profil mi-am pus deja poză, că ne-am pus poze. De mult port poze, dar acum am pus rama asta și pentru poza nouă, că o susțin pe Maia Sandu, ceea ce afirm de vreun an. Și eventual comentați de ce nu vreți să-l votați pe Igor Dodon. Că numai atât avem de ales, în turul 2 au ieșit ei 2 sau ele 2, ca să fim echidistanți. A ieșit Igor Dodon, actualul președinte, cu Maia Sandu, fostă prim-ministră, care e pe prima poziție pentru că a luat scorul cel mai mare în primul tur. Duminică de la 7 dimineața, ora locală, până la 9 dimineața, ora locală, putem vota cu buletine moldovenești, cu fișa de însoțire obligator. E de recomandat să avem și pix la noi, preferabil de culoare albastră, ca să nu punem mâna pe pixul de la secție de votare, pentru că e risc de contaminare, și să mergem voioși și voioase, optimiști și optimiste, la vot ca să eventual votăm o schimbare. Puteți vota și cu buletinul expirat. Dacă a expirat acum în timpul pandemiei, din martie până acum, va fi acceptat, dar e musai să aveți fișa de însoțire. Peste hotare puteți vota cu pașaportul expirat de când lumea. Nimeni nu o să vă întrebe de ce pașaportul e expirat de 10 ani, dacă aveți domiciliu, reședință acolo peste hotare, dacă aveți acte legale sau nu. Peste hotare puteți vota și cu buletinul moldovenesc, dacă nu aveți pașaport. Așadar, aveți nevoie de aceste acte. Buletin valabil sau expirat sau pașaport moldovenesc. Votează doar cetățenii Republicii Moldova, pentru că sunt alegeri prezidențiale pentru Republica Moldova. Sunt peste 100 de secții de votare peste hotare. Interesați-vă unde e secția cea mai apropiată de voi, mai ales mâine, când e zi de liniște, nu putem face campanie electorală. Aveți timp să vă documentați, intrați pe Google și căutați secții de votare prezidențiale în Moldova, eventual precizați 2020, pentru că chiar de la primul tur până acum s-au schimbat adresele multor secții de votare din anumite orașe din Italia unde au fost cozi mari sau din anumite orașe din Germania unde au fost cozi mari. Acum au găsit spații mai largi și au suplimentat numărul de persoane care se vor ocupa de procesul electoral. Deci informați-vă unde s-a mutat secția voastră de votare. E bine să ieșiți mai devreme pentru că s-a constatat că de regulă dimineața și seara înainte de închiderea urnelor e mai puțină lume la vot. Ca să nu stați în cozi mari, e bine să vă organizați și să mergeți cu transportul vostru, mai ales acolo în diaspora. Nu vă întreabă nimeni dacă veniți cu microbus sau cu autobuz sau cu mașina voastră personală. Aici, în Republica Moldova, e interzis să transporți călători, transporți alegători organizat, mai mult de 8 oameni, e interzis prin lege. Cu asta ne vom ocupa noi, cei care suntem observatori, monitori, membri în secțiile de votare, mai ales acolo în cele 42 de secții de la Nistru, unde se pare Igor Dodon n-are, să zic așa,
arsuri gastrice sau indigestie de la faptul că votează niște oameni care nu contribuie la bugetul de stat, că el asta a reproșat celor din diaspora, că ei nu contribuie la bugetul de stat și că de ce ar vota, de ce ar decide ei soarta țării. Bine, ăștia din Transnistria tot nu prea contribuie la bugetul de stat, dar e adevărat că prin lege au drept de vot dacă au și acte moldovenești, au cetățenia moldovenească. Deci trebuie să li se asigure dreptul de a vota. Duminica trecută sau acum 2 săptămâni nu prea s-au înghesuit la secțiile de votare. Se spune pe surse că cineva a furat banii care au fost alocați pentru plata votului. De data asta nu se știe dacă se vor fura bani, dacă vor ajunge la cei care vin la vot. Rușine să le fie celora care plătesc pentru vot și celor care acceptă bani pentru vot, dar putem să înțelegem pe oamenii care sunt săraci, pauperizați, disperați și ar accepta bani cu orice preț și poate să facă orice pentru bani. Doar să se știe că răspunderea e penală pentru cumpărarea și vinderea votului. Răspunderea e penală chiar și dacă îți fotografiezi, nu știu dacă e penală, poți să iei o amendă, dacă fotografiezi buletinul de vot când intri în cabină. Deci noi vom fi foarte atenți, observatorii și membrii birourilor electorale, vom fi foarte atenți să nu fotografiați buletinul în cabina de vot. Vi s-a mai dat tot felul de sfaturi, dacă sunteți obligați, eu știu, sau vreți să câștigați banii ce puteți să plecați ștampila pe cine trebuie. Și după aceea, dacă v-ați răzgândit să mai aplicați ștampila pe altcineva, dar e ilegal să faci fotografii la acel buletin. Poți să ceri încă un buletin, e voie să greșești, eventual mai plecă ștampila pe celălalt candidat, întorci buletinul și zici că am greșit, vă rog să-mi dați altul, o singură dată aveți voie să greșiți. Cam astea au fost sfaturile mele pentru voi cei care mergeți la vot și eventual sunteți forțați cumva să votați într-un fel anume. Deci încercați să păcăliți pe cei care vă forțează, dar să știți că și forțarea de a vota într-un fel anume tot este ilegală. Și scoaterea la vot e ilegală, obligarea de a vota sau interdicția de a vota tot este ilegală, deci aviz celor care se duc și se împotrivesc mașinilor care vin din Transnistria la vot. Tot felul de combatanți sau pseudopatrioți, nu încălcați drepturi fundamentale, că și asta este ilegal și s-ar putea chiar pe timpul Maiei Sandu președinte să aveți dosare penale și să trebuiască să răspundeți conform codului penal pentru limitarea accesului la secție. Limitarea dreptului de vot, dreptului fundamental de a vota, de a participa în viața politică. Toată lumea mă susține în comentarii. Dacă vrea cineva să participe cu mine în dialog sau în polemică, dacă eventual nu sunteți de acord cu ce spun eu și ce fac eu, puteți intra acum în direct. Am deschis aici pe Facebook posibilitatea asta, dar atenție, trebuie să țineți telefonul pe orizontală și mă puteți suna doar de pe telefon, nu de pe computer. Eu pe computer privesc ca să citesc comentariile mai bine, pentru că aici cam moșneag și văd prost. Pe Igor Dodon, ca să explic dintr-o dată, nu-l votez pentru că și-a bătut joc de mandat cât a fost președinte. 4 ani a arătat că este incapabil, impotent și că e departe de doctrina pe care o promovează, doctrina socialistă. De fapt, e un populist, un șovin filorus, un oportunist care stoarce bani și din piatră seacă. Și nu avem nevoie de un astfel de președinte încă 4 ani. Pe când Maia Sandu îmi pare o politiciană curajoasă, onestă, consecventă. Sper să o văd de acum încolo mult timp în politică și să nu mă dezamăgească. De asta o voi vota pe Maia Sandu. Fiodor Crudu vine cu glumele lui despre serviciu gratuit de informații suplimentare. Lumea mă salută, dar nu o să citesc salutările, ci doar comentarii și întrebări. Maria Marusic vă sfătuiește să distribuiți masiv
această transmisiune live și da, vă mulțumesc dacă faceți chestia asta și presupun că și Maria a făcut, pentru că nu foarte mulți concetățeni de ai noștri au papagalul dresat și știu să vorbească coerent. Prin asta se explică de ce nu foarte mulți îndrăznesc să intre în direct cu mine sau fără mine și de ce e bine ca să-i încurajăm, să-i susținem pe acei care și pe acele persoane care fac asta. Deci, mulțumesc pentru like, share, distribuiți. Iată, 200 de persoane deja mă privesc, ceea ce înseamnă că interesul e mare și că oamenii au nevoie de cineva care să vorbească pentru ei, să vorbească în numele lor, să vorbească mai bine decât ei și decât ele. Valeriu Cahul zice, în Germania se permite de fotografiat buletinul de vot. Nu, Valeriu, nu-i permis nicăieri să fotografiezi buletinul de vot. De altfel, da, am înțeles subtextul întrebării tale, deci dacă în Republica Moldova e interzis transportul de alegători spre secțiile de votare, de ce am spus că în diaspora se pot oamenii organiza să vină? Cu autobuzul nu cred că aveți. În de asta, să mergeți la secțiile de votare, chiar dacă cineva spunea că da, dar noi venim de la distanțe foarte mari și e complicat, adică nu suntem ca voi acolo în Transnistria la distanță de 15-20 km sau la 200 de metri. Noi în Occident sau în Orient venim de la distanțe foarte mari, la sute de kilometri și de aceea ne organizăm cu autobuzele. Eu cred că legislația moldovenească totuși se aplică oriunde, peste tot și deci nu e voie nici să fotografiezi buletinul de vot, nu e voie nici să organizezi alegătorii, venirea alegătorilor și a alegătoarelor cu transport mai mult, care are mai mult de 8 locuri. Cineva văd că încearcă să intre cu mine în direct, dar nu știu de ce nu reușește. Amintesc, trebuie să aveți pornită rotirea automată a ecranului și să țineți telefonul pe orizontală, pentru că dacă voi îl țineți așa, iar eu transmit așa, este un fel de incompatibilitate și ăsta poate fi motivul pentru care nu merge legătura. Până acum am făcut câteva teste și mi s-a întâmplat ca oamenii să intre cu mine în direct, deci tehnic e posibil. Vladislav Apostol observă că e ultima zi de făcut campanie electorală și da, voi fi corect și mâine deja nu voi mai pleda nici pro, nici contra vreunui candidat. Rămân cu acest cadru de la poza mea de profil, pentru că e aplicat azi și va rămâne poate și până duminică seara și până luni seara când se numără voturile. Dar nu voi mai face alt fel de demersuri de susținere a vreunui candidat sau a candidatei mele preferate. Vladislav și cu Nadejda vă mai dau ultima șansă, vă aprob cererea de a participa în discuție, dar dacă nu merge, înseamnă că nu merge. Marusia nu m-a sunat, te rog, pe telefon, trebuie să participe așa în direct cum încearcă Vladislav cu Nadejda. Haideți să văd dacă este Maria Marusica aici. Eventual să o invit eu să participe în discuție. Nu, nu văd pe Maria aici. Nu știu de ce. Nu știu de ce. Înseamnă că mă privește de pe computer, de pe tabletă cumva și nu poate participa. Nu știu. Poate fi și o problemă tehnică. Altădată mi-amintesc că n-au reușit oamenii să intre pentru că era o problemă tehnică. Nu-i bai, comentați. Este legal ca separatiștii să voteze contra unei plăți? Valeriu, este ilegal, am zis mai devreme, e penal să îți vinzi votul. Deci e penal răspuns, poți să ajungi chiar la închisoare dacă plătești pentru vot sau dacă accepti să fii plătit pentru vot. De aceea e interzisă și fotografierea buletinului în cabina de vot. Da? Iată, a intrat Vladislav Greu merge. de la Greu Trușeni. sunt. Am auzit că Da. primărița voastră îl susține pe Dodon, chiar dacă era dintr-un partid unionist altădată, nu? Da, trebuie să întorc camera, că nu înțelegem cum se face live. Deci am spus, pe orizontală, învățați așa ca brega. Da, primărița noastră a fost în mai multe partide și omul era PSD cu Colicebane, nu știu cum am văzut niște poze. Da. Tu? Eu
Ultima dată când am făcut live tot la o alegere și era prima dată, mi se pare, când am primit 18 ani. Așa mă ies Ai memoria. intrat cu mine în live sau ai făcut tu un live? Cu tine am intrat tot pe Aha, Facebook. fain, fain. Mergi la Și vot? da, să mă Ai duc făcut tine. alegerea, știi pe cine votezi? Da, Că auzeam că la este. Orhei, Aldeșoră, îi îndeamnă pe oameni să iasă la vot, dar și să strice buletinul, să nu aleagă niciun candidat. Sau, e bună idee, mergeți și scrieți șor pe buletinul vostru, ca să știm de a cui sunteți. Diaspora mulți au votat, care sunt duși psihotare. Da, a fost record de prezența Că... diasporei, dar îți dai seama câți pot să meargă la distanțe foarte mari și câți pot să stea la coadă foarte mult și tot așa. Familie zduși neamuri, foarte mulți psihotari, verișori. Aproape țin rămas neamuri la noi. Da, și eu nu mai am neamuri. Ori sunt Rusia, ori sunt Ucraina, ori sunt cei mai mult România, Portugalia, Irlanda, Marea Britanie, Islanda, toată Europa, Germania, pe unde mai am neamuri? Italia. Și tot doamna și-o fac proteste, am văzut în Da, e capitală. paradoxal că el a făcut cam ca Plahotniuc înainte să piardă puterea, a făcut un protest în scoarul operei și striga Dodon N-are și face, președinte. doamnă. Eu știu că Da, se în timp piardă de și... pandemie cam iresponsabil să adune atâția oameni, chiar dacă le-au dat măști, dar... Dar tot nu știa conducea. Deci nu știa răspunde la o întrebare. Normal, zici că de atâta. Deci cine Da, a las fost și cam care arogant conduce și bine, se a fost arogant implică, cu răspunsul și el, și iată răspunde multă lume o normal. să-l multă lume o să-l taxeze pentru aroganța aceea. Dar el ca un cioban, nu știe a vorbi, nu știe a E, face lucrurile. deseori Oameni. alegătorii votează pe cei care le seamănă și votează pe unul care seamănă cu ciobienii, de exemplu. Oamenii, doamnă, s-o să trage dânsul, doamnă. Și nu a făcut nimic bun. Numai pentru familia lui. Tu știi, Muntele Atos, căs, palate, mașini, averină. De asta dispare, nu-i de timpul. Așa că aș Plahotniuc, frate Filata, ăștia. M-a auzit? Da. Nu știu la ce se gândesc ăștia care adună averi din muncă necinstită. Cred Măcar că o să să fie tot avem... timpul la putere, că o să fie tot timpul cu mâna pe procuratură, că nu o să răspundă niciodată sau contează pe faptul că scot averile peste hotare. Măcar să avem și noi salarii buni, pensii, bătrânii, măcar vreo 5.000, 6.000. Și lasă ei să aibă mai mult. Dar noi măcar cât de cât să putem să existăm, să avem bani, medicamente, mâncare. De cine trebuie, adică... Bun, Vladislav, mulțumesc pentru participare. Da, hai seara bună. Noroc, Asta e noroc. opinia mea și... Corect. Bravo, curaj. Valentina Caragia zice, vreau să înțeleg cum Dodon va calcula în diaspora transportul organizat. Care 8 locuri? Dacă eu merg la Padova cu autocarul care merge peste fiecare oră, este autocar de stat și toate persoanele care lucrează în țară pleacă sau cu trenul sau autocarul. Da, nu, Valentina. Problema e dacă cineva organizează un autocar, o cursă de asta charter, știi? Nu să te duci cu autocarul de rută. Că și eu mă duc la Pepin, de exemplu, cu autobuzul de rută, nu? Sau cu mașini de ocazie. Să nu vină cineva cu autocarul să vă bage pe toți în același autocar să vă ducă la secție de votare. Asta e ilegal. Asta s-a interzis prin lege. Pentru că ai văzut în Transnistria, în felul ăsta transportau alegătorii. Suia un autocar, încă mai grav, îi ducea de la o secție la asta, contând pe faptul că nu merge, nu știu ce, computer acolo sau... Da, și asta va fi ilegal. Dacă încerci să votezi repetat, apare imediat IDNP-ul tău în sistem și riști dosar penal și pentru asta. Valeriu mă întreabă ce face fratele meu Ghenadie. N-am auzit nimic de el multă vreme. Parcă era în Islanda. El va vota duminică. Moldova nu are ambasadă în Islanda, pe continentul african. Pe continentul asiatic are ambasadă doar la Beijing, se pare că și la Tokyo. În America de Sud nu are ambasadă.
Ghenadi, avea de gând să ajungă departe. Marusia, dacă mă mai suni pe telefon când eu sunt în direct, o să te blochezi și știi ce înseamnă când ești blocată, da? Te-am blocat pe Messenger ca să înțelegi chestia asta. Oxana Pih zice că nu poate să intre. Ascultați ce zice Vyacheslav. Țineți telefonul pe orizontală și porniți rotirea automată a ecranului. Altfel nu puteți participa cu mine în discuție. Deci pe orizontală, pentru că eu pe orizontală transmit live. Și deci Ghenadi probabil nu va putea participa la vot pentru că Moldova nu are ambasadă în Islanda, iar Islanda e la 4.000 de kilometri în Oceanul Atlantic. Și el și-a luat bilet, a vrut să vină în Europa să voteze, dar a constatat că va trebui să lipsească 2 săptămâni de la lucru, ceea ce e foarte mult pentru că la întoarcere îl bagă imediat în carantină și asta s-ar putea să fie prea mult pentru el. Deci nu știu dacă va putea merge la vot. Dar votați voi cei care rămâneți, care sunteți acasă, aici în Moldova. Că nici eu nu cred că trebuie să insistăm foarte mult să voteze cei din diaspora, să mai bată odată recordul de participare. Când acasă, absenții de la vot sunt mai mult de jumătate, vreo 60% n-au fost la vot, oameni buni, dar voi ce așteptați? Să iasă diaspora să vă voteze viitorul? Oamenii cei care și așa hăt, plecați de acasă, nu și-au văzut rudele, nu și-au văzut casa, tot ei să vă voteze, să vă aleagă președintele, președinta, ia ieșit și voi din casă, o jumătate de oră până la secție de votare, mai ales că duminica asta s-ar putea să nu mai plouă, o să fie un pic mai răcoare. Buletinul în dinți și hai la vot. Sau la alegeri, cum vreți. Puteți vă duceți la alegeri, dar votați Maia Sandu. Sau dacă sunteți de-a lui Șor, de-a lui Chirtoacă, de-a lui Usatăi și nu vă arde să votați Maia Sandu. Măcar stricați buletinul de vot ca să nu voteze alții în votul, în locul vostru. Oxana Pich, dacă nu poți să intri, de ce mă abordezi? Ai scris cerere că vrei să intri. Sau poate chiar vrei să intri, dar nu poți. Înseamnă că nu ai telefonul pe orizontală. O ții așa și nu merge. Trebuie pornită rotirea automată a ecranului. Trageți meniul ăsta de sus și apăsați ca să se facă landscape sau, da, landscape așa, sau rotire automată. Ce se aude la voi în Moldova? Întreabă Grișa Costinean. Cum ce se aude? Nu vedeți că Dodon face spume la gură și bulbuci că pierde alegerile și a scos oameni în stradă pentru că nu poate să le dea gazete pe care le-a tipărit la tipografia Universul. A declarat un tiraj de 20.000, dar de fapt el avea 80.000 sau nu știu cât, de 5, de 10 ori mai mult decât declarase. Și era clar păcăleală și încălcarea legilor și pentru asta tot există răspundere penală și electorală, adică poate fi scos din cursa electorală. Dar se pare că Comisia Electorală Centrală nu vrea să facă chestia asta. Și e adevărat că ar fi complicat să o scoți pe Dodon din cursă. Acum trebuie să o aduci, să-l aduci în cursă pe Renato Usatăi, cel al treilea clasat. Trebuie să tipărești buletinele de vot din nou și tot așa. Deci e cam târziu să-l scoți pe Dodon. Eu zic mai bine să-l las în cursa electorală și lasă-l să piardă alegerile lamentabil și să scăpăm de el cum au scăpat americanii de Donald Trump. Maria Marusic, telefonul pe orizontală dacă vrei să participi și acceptă butoanele cele dacă ai cerut să intri cu mine în direct, apasă pe butoanele cele să intri în direct, dar ținând telefonul pe orizontală, da? Așa îl ții, așa îl ții și butonezi. Nu țineți așa că nu o să vă primească. Pe orizontală, v-a zis Vladislav sau cum îl cheamă băiatul de la Trușeni, că pe orizontală a putut să intre. Și eu tot am nevoie să zic ceva. De ce te comporți așa cu mine? Maria, cum mă comport cu tine? Nu pot să te bag în emisiune de pe telefon. Decât dacă vrei să dau pe speaker și să pun așa. Dacă vrei în felul ăsta, mai sună-mă o dată sau dacă vrei, te sun eu. Dar altfel, când eu sunt live,
Oamenii poate să intre aici cu comentarii și cu intrat în live. Cum iată te-am invitat adineauri și tu n-ai acceptat. Te mai invit odată, îți mai dau o șansă. Cum mă comport? Eu sunt în Germania și voi merge la vot cu soție și cu fratele la München. Valeriu Cahul. Gut. Entschuldigung. Sau cum? Entschuldigung, scuze-mă, tincă. Pare că de voi fi dușmanul tău, ce rău ți-am făcut? Maria, nu mi-ai făcut niciun rău, am explicat care-i treaba. Acum ești în direct. Ai reușit, doar că trebuie să pornești camera, să te văd. Și cum ții telefonul, Maria? Îl ții pe verticală acum sau îl ții pe orizontală? Ei, și-a stup fața. Vorbim ori ne jucăm. Cum ții telefonul? Pe orizontală ori pe verticală? Nu, pe orizontală. Așa îl ții să... Pe orizontală. Da, dar încercai pe verticală? Nu, da. Bravo, bravo. Bun. Bun, hai vorbește despre alegeri. O să mergi la vot? Ai fost 2 săptămâni în urmă. Da. Da, aștept. Când? Când a fost primul tur. Stai. Da. Hai, lasă-l. Gata, am înțeles. E pe orizontală. Nu, eu știu că e pe orizontală. Îmi văd ceva să arăt, amuș. Stai că am scos tot. Ai, actul. Ce e acela? Dar pe ce ți-ai luat? Ți-ai luat certificat cu drept de vot? De unde? Da. De la tine, de la secție? Dar unde te duci? Da. Dar unde te duci duminică? Aici. Dar poți să te duci unde vrei. A, pu, da, dar de ce, nu, de ce ți-ai luat certificat cu drept de vot? Dacă poți să te duci la secția aceea să votezi fără certificat. Eu mi-am luat de la mine, de la Pepeni, pentru că mă duc la Dorotskaya să fiu observator. Dar ții pentru ce trebuie? Dacă ești în Ialoveni, pentru ce ți-ai luat așa certificat? Apropo, astfel de certificat poți să ceri și mâine, în ajunul alegerilor, din localitatea unde ai viza de domiciliu. Și tu ai viza de domiciliu în Ialoveni și tot la Ialoveni trăiești și tot la Ialoveni te duci să votezi. Te-ai dus doar să verifici dacă îți dai așa certificat? Ok. Nu, bine. De la Hâncești mi l-a dat. Nu, încă nu e scris. A, de la Hâncești ți l-a dat, deci tu da, ai viza tot și în buletin de la Hâncești? Da, cu medicină am programat aici, încă nu, da. Am înțeles. Și nu mai bun, spui așa vorbe că e să mă blochez, că e să mă super tare. Dar ce crezi că nu poți să te blochezi? Eu pot să blochez, când mă enervez. Și rău ți-am făcut eu, țică, când ți-ar fi că mă suni în continuu, dacă vezi că eu nu-ți răspund, înseamnă că sunt ocupat. De câte ori ți-am spus să nu insiști? De câte ori ți-am spus să nu insiști? Asta e chestie de obraj de civilizație. Dacă omul nu poate sau îți închide, înseamnă că nu mai suni, aștept să elibereze. Dar tu suni și suni și suni și e mai bine, blocat, e mai blocat. Pentru că nu pot să vorbesc bine, cu tine nu acum, așa, la judecată sau la interviu bine, sau înțeles, la toaletă. Hai zi, ce ai zis, duminică sau zi? Ce? Da, am vrut să zic, dar nu știu cum. Întreb pe mâine să măr până undeva, dar nu pot, că asta e indirect. Întreb ori îți scriu aparte ori. Mergi să mă ajut. A, p- da, dacă e chestii private, sună-mă privat, dar și mi-ai sunat public. Acum public vorbim despre duminică. Ce votez? Maia Sandu ori Igor Dodon? Ori strigi buletinul? Da, strig buletinul. Nu, nu glumesc eu. Și râs. Știi că pot strigi buletinul? Eu cândva, când nu aveam pentru cine vota, îndemnam oamenii să strigi buletinul, să facă vot protestatar. Pui ștampila pe amândoi candidați sau scrii ceva acolo contra tuturor sau scrii Oleg Brega și votezi pentru Oleg Brega, dar în felul ăsta strigi buletinul. Deci, tu pentru cine votezi? Parcă ți-am spus. Am un public, nu mi-ai spus. Eu știu pentru cine votezi tu, dar acum vorbim cu oamenii, să uită 300 de oameni la noi. Cu Maia. Pe Maia. Ok, bravo, mersi. Dar platurul primul tot pe dânsa am votat-o. Dar pe de unde știi oamenii? Că tu ai intrat acum 5 minute în emisiune. De unde știi oamenii pentru cine ai votat? Dar trebuie să mă înveț că eu nu știu cum. Și eu știu cum sunt trăndere. Bun, gata, ia că te-am la învățat. La Facebook și ala știu, dar la asta eu nu știu. La grupul am înțeles. Ăsta. Bun. Bun. Aici și dar grup, asta eu... leacă, da, vorbim da. Chestia și ce ți-am zis. Pe urmă, privat sau nu. Păi da. Să ajungem sănătoși. Stai păi... să termin live. Bun, dar unde e ăsta? Să-i pa-ca. Ceau. Ceau. Pa-ca, frate.
Frate, da. I-am zis că eu sunt sora ta, zi la public. Da, public ești, ești, crede. Da, Maria. Uneori Maria e sora mea. I-am zis și sora de cruce, dar eu nu-ți credincios, așa că n-are cum să fie de cruce. Ei, dar nu sora contează mea de cum ești. Dar nu contează. Principal știi și să fii omenire, sunt bun la inimă, să înțelegi cu oameni. Nu contează cum ești, ce ești. Pentru mine indiferent. Înțelegi? Eu sunt o bine, persoană care înțeleg. Bravo, bravo. Ceau. Pa, pa. Ne mai auzim. Ne mai auzim și ne mai vedem, dar acum am scos-o pe Măriuța ca să întind de vorba cu ea. Sunt din Portugalia, noi votăm Maia Sandu, Svetlana Chiba, mă bucur. Pe cine să votăm, întreabă Vladimir Sotropa. Eu votez Maia Sandu și încurajez pe toată lumea să o susțină pe Maia Sandu, să-i dăm o șansă unei femei curajoase și instruite, foarte potrivită pentru funcția de președinte, pe când Igor Dodon s-a demonstrat că e incompetent. Și dacă nu pierde, zice tonul Anastasia, dacă nu pierde, câștigă și ajunge președintă. La noi, la Pepin și Bălășești, cine a câștigat? Svetlana Chiba intră în grupul Frătești Pepeni Bălășești, acolo sunt vreo 3.000 de abonați, Frătești. Sau caută Pepeni Bălășești și o să găsești grupul Frătești. Acolo poate să intre și lume de la Preplița, de la Sloveanca, de la Răzălăi, de la Romanul, de la Pepeni Noi. Și acolo o să vedeți statisticile. Oleg Cerneri a relatat că mare parte lumea a votat pentru Maia Sandu la Pepeni Bălășești și satele celea. Deci sper să câștige Maia Sandu și în turul 2. Articolul 120. Al doilea tur de scrutin. Prevederi speciale. În cazul care unul dintre candidați se retrage, cel care rămâne se consideră ales dacă a întrunit cel puțin jumătate din voturile alegătorilor care au participat la alegeri. Îmi citează Cristian Velixar foarte bine din articolul 120 din codul electoral. Și asta înseamnă că dacă... păi stai, Cristian, dar ea caută varianta în care este scos din cursă unul dintre candidați. Dacă se retrage, Dodon e una. Dar dacă e scos de cec din cursă, turul 2 se face pentru primii doi clasați. Dacă unul e scos din cursă, probabil vine al treilea din urmă. Deci, bine că citesc din legi, dar caut articolul potrivit. Ce se uite prin sate, oare va câștiga prostul ăsta de Dodon? Elena Ganea, nu cred, foarte multă lume în foarte multe sate s-au săturat de impostor, de demagog, de mincinos. Chiar azi am fost prin Chișinău, prin multe instituții, inclusiv la președinție cu Valentina Lesnic de la Târnova, Dondușeni, un sat unde... Multă lume îl votează pe Dodon și înțeleg că a fost în campanie electorală și la ei în vizită. Și unde primarul a ajuns președinte de Raion pe lista Partidului Socialiștilor, dar e un impostor și un incompetent și acel primar. Și femeia, anume din cauza primarului, pentru că a avut altercații, inclusiv fizice cu el, a ajuns la președinție să-i zică lui Dodon, oameni buni, fă... sau tovarășe, Igor Nicolaevici, că îl știe de când era încă ministrul al economiei și ea era... antreprenoare. Faceți ceva cu primarul ăsta pentru că își bate joc de oameni și de legi. Și au trimis-o la plimbară pe Valentina Lesnic și un consilier de acolo i-a sunat și i-a zis că am trimis petiția dumneavoastră la Procuratura Generală. Femeia se duce la Procuratura Generală, nu e nicio petiție. Deci nu numai Dodon e un mincinos, dar și subalterne lui și angajații de la birou de audiență și consilierii cu care se duce în campanie electorală. Și femeia e foarte dezamăgită, mi-a dat azi interviu în limba rusă că vorbește mai bine. Ar putea să fac un efort să vorbească și românește, dar dacă n-a vrut, eu n-am insistat. Și a zis că e foarte dezamăgită de Dodon și de suita lui. Puteți găsi interviul pe Curaj TV și pe YouTube. Salutare din Madrid, trăiască pe penii noi și toată lumea, eu votez Maia Sandu, zice Vasile Daraban. Dar de ce Vasile Daraban pe penii noi? Nu ești de la pe penii noștri? Eu care sunt între pe peni și pe penii noi, mă dau acum mare. Dar habar n-am care și pe unde trăiești. Eu sunt plecat de 20 de ani din satul celălalt.
Mai mult de 20, de aproape 30, nu? De la proclamarea independenței, de 91 s-a plecat. Vladimir și cu Alexandra, nu puteți. Văd că ați cerut să intrați în discuție cu mine, dacă nu țineți telefonul pe orizontală, nu o să reușiți. Vladislav și cu Maria au reușit, pentru că au ținut telefonul pe orizontală și au pornit rotirea automată a ecranului. Ce bine că noi putem vota cu pașapoarte expirate. Valeriu din Cahul, da, e bună idee. Nu înțelegeam atunci când se permitea votarea cu pașapoarte de cele sovietice, dar acum se pare că nu mai are nimeni pașapoarte sovietice și se permite votarea cu pașapoarte moldovenești expirate. În Sankt Petersburg, unde votez? Yuri, Tom, ai timp 48 de ore să afli unde votez la Sankt Petersburg. Cred că este adresa exactă a secției de votare. Pe Google căutați alegeri prezidențiale Sankt Petersburg, căutați în română, căutați în rusă, cred că o să găsiți informația asta. Dacă chiar nu și nu, o să caut eu și o să vă dau link. Acum, în emisiune fiind, nu pot să fac chestia asta. Rog eventual pe cineva care e disponibil să-l ajute pe Yuri Tom să-i dea adresa secției de votare de la Peter. Anastasia, tonul hurducă pe sora mea, dar o rog să fie înțelegătoare și să nu vorbească de rău pe Maria. Cine-i femeia asta? E Maria Marusic, cine nu știe? Un fel de activistă civică de la Ialoveni. Nu-i beată Maria, așa vorbește ea exaltată. Nu-i beată. Sper că nu bea. Nu știu. Ce părere ai despre decizia CE cu privire la acuzațiile depuse de către Renato la adresa lui Dodon și încălcările făcute în cadrul campaniei electorale? Marius, n-am văzut ședința CE. Mi-am primit notificare că este în direct. N-am avut timp să mă uit la asta pentru că aveam alte ocupații. V-am zis că am fost azi toată ziua ocupat și am avut de publicat videourile colectate și am mai avut un interviu cu o femeie de la închisoare care mă sună și trebuie să-i acord atenție pentru că altcineva nu o bagă în seamă. Și n-am văzut ce a zis cecul, dar nu-mi fac deloc iluzii pentru că acum un an și eu am fost mare, tare dezamăgit și nedreptățit de către Comisia Electorală Centrală când am contestat deciziile consiliilor de circumscripție care nu m-au lăsat să particip nici în cursa pentru Consiliul Municipal Chișinău, nici în cursa pentru circumscripția 33, invalidându-i foarte multe semnături colectate cu atâta greu de mine personal și de grupul meu restrâns de susținătoare și susținători. Și cecul a zis la revedere. Și am înțeles că cecului puțin îi pasă de legi și de drepturi. Pe ei interesează să apere mafia de la guvernare. Deci nu știu ce a decis cecul, dar cel mai probabil a refuzat să-l scoată din cursă pe Renato, pe Dodon la cererea lui Usate. Suntem un număr mare și toți pentru Maia Sandu la Roma, cu Doamne ajută să fie într-un ceas bun cu noroc, jos cu loc, jos mafiotul și călăul. Galina Istrate, ce călău, poate că călău. Nu-l numiți pe el dictator sau mare mafiot, el e o marionetă a mafioților, da, mai degrabă. Toți cei din diaspora, postați video și poze cum mergeți la vot, să nu mai mintă Dodon despre noi, precum că am mers organizat la vot și am parcurs sute de kilometri. Felicia Popovici, nu cred că trebuie să-l băgați în seamă, mai bine ignorați-l și căutați-vă de treabă. Eventual, arătați cum mergeți la vot ca să încurajați și pe alții să iasă, să vadă cât de mare e coada și ajutați-i să ajungă la ore potrivite, să nu stea mult la coadă. Dar lui Dodon nu trebuie să-i demonstrați nimic. Nu merită, prea mare efortul. Și de la Soroca, mare majoritate, suntem pentru Maia Sandu, zice Oxana Pih și mă bucur, mai ales că ea scrie dintr-un sat de la Soroca, nu chiar din oraș. Cred că are multe păcate ca să fie exclus din cursa electorală.
tonul Anastasiei presupune, dar nu înțeleg ce are în vedere. Tocmai că nu a fost exclus din cursa electorală, chiar dacă are o grămadă de păcate, inclusiv nedeclararea veniturilor și cheltuielilor de judecată, inclusiv incitarea la ură și violență. Am înțeles că la meeting-ul de azi a zis că, ați văzut că am pus și în titlu, el ne cere votul, dar ne-ar da la vot. Și el zicea despre susținătorii mai Sandu că să fim strah materiale și că ar trebui să le dăm din când în când la bot. Ce mi se pare foarte grav, inadmisibil, bun de dosar penal. Da? Poate după alegeri, când nu o să mai aibă imunitate de prezident, Igor Dodon va trebui să dea explicații pentru aceste mesaje incitatoare la ură și violență, la infracțiune, la crimă. Păreri la decizia luată de CEC. Marius Bd, n-am privit decizia CEC-ului și nu mă miră. Nu mă miră nicio decizie CEC-ului. Evident, nu l-au scos din cursă pe Dodon, nici nu v-a așteptat. Și poate că e mai bine că va fi bătut de electorat. El vrea să ne dea la bot, dar noi o să-i dăm un vot împotrivă. Nu se retrage porcumbielul, sigur. Păi nu se retrage, de asta unii au încercat marea cu dejdu și au sperat că va fi scos din cursă de către CEC. Ceea ce am postat e articolul... Pare rău, s-a întrerupt. M-a sunat cineva pe Skype sau nu știu cum m-a găsit și mi-a întrerupt comunicarea. Dar asta e, nu-i bai. Nici nu are rost să întindem foarte mult. Am revenit doar ca să fie clar de ce am dispărut, n-a fost decizia mea, n-am apăsat întâmplător pe buton, ci am fost sunat de oameni care nu știu că sunt eu în direct și nu cred că mi-a vrut cineva răul. Așa s-a întâmplat, m-au sunat și m-au întrerupt. Deci citeam comentariul lui Cristian Velixar. Ceea ce am postat e articolul potrivit nicăieri, nu figurează candidatul de pe locul 3, asta e fantastică. Posibil pornită de Cimil. Cimil a spus un fals. Eu nu știu ce a spus Cimil și nu pot să comentez. Eu am presupus că dacă îl scoți pe unul, trebuie să-l bagi pe altul în buletin și trebuie retipărite buletinele de vot. Pentru că asta e logica turului 2, trebuie să se confrunte primii doi clasați, cei mai puternici candidați, care n-au întrunit majoritate în primul tur. Ca să se vadă care din cei doi mai puternici merită să devină președinte. Asta e logica și nu știu de ce în România s-a renunțat la turul 2 la alegerile locale și asta mi se pare nedemocratic. Acolo cineva care ia 10% poate ajunge primar sau președinte al Consiliului Județean sau de sector dacă nimeni nu are mai mult decât el sau decât ea. Deci cineva care are 10% devine primar sau președinte de Consiliul Județean dacă toți ceilalți au 9,5 sub 10%. Și dacă 10 candidați, e foarte posibil să fie așa ceva. Iată cum o cheamă. Gabriela Firea a fost primară de București cu 21%, se pare că voturile electoratului. Dintr-o treime sau un sfert de participanți la vot. Ceea ce înseamnă, deci, foarte puțin. 10% din cetățenii cu drept de vot din București au votat pentru persoana care a deținut funcția de primar, de primară. De asta eu explicam cum ar trebui să se facă votul în turul 2. Dacă cineva este scos din cursă, în locul lui sau al ei, trebuie să fie adus altcineva ca să... Sparring partner, nu? Ca să aibă cu cine se trânti, cu cine lupta persoana care a ieșit în turul 2. Dar eu nu știu ce a zis Cimil și nu pot să comentez. Dodon a luat o razna cu totul, are un limbaj de berjar și insultă la dreapta și la stânga. Valeriu, pentru că omul a văzut că nu este pedepsit, pentru ceea ce spune, omul insistă să spună. Și se crede buricul pământului, se crede vechil pe fățare.
Maria este invalidă, nu e beată, așa este ea, dar e fată patriotă, zice Galina Estrate explicându-i lui Popovici. Acum, civilizat e să nu mai folosești termenul invalid, pentru că Maria e chiar validă și ați văzut, are nu doar buletin, dar are și certificat cu drept de vot, cum mi-am luat și eu de la Pepeni. Ea are certificat cu drept de vot, deci e clară intenția ei de a merge la secția de votare, de a participa la procesul electoral. Și asta o face un cetățean, o cetățeană chiar foarte validă, ca să zic așa. Deci nu mai folosesc termenul invalid. Persoană cu nevoi speciale, persoană cu dizabilități, da. Bravo, și noi tot la Milano, Maia Sandu, președinte nostru, mă doare capul să-i conving pe unii să meargă la alegeri, am să mă duc să-i iau de acasă pe unii. Da, dacă poți să-i ajuți, să-i scoți din lene, din comoditate, dar fără să-i obligi, te rog, sau fără să-i motivezi cu bani cumva, pentru că asta ar fi ilegal și imoral. Domnul Leg, ajutați-mă în transmisiune. Adăugați-mă în transmisiune. Apropo, ar trebui să pornesc, dar și acum participarea în transmisiune, chiar dacă foarte puțini au mai intrat cu mine în discuție, atunci erau 200, acum sunt 20. Oamenii nu s-au prins de ce am dispărut și nu mă caută să mai intre odată. Totuși, dacă vrea cineva să intre cu mine în direct, cum iată Felicia Popovici, acum chiar că e ultima oară, dacă mă mai întrerupe și de data asta nu mai intru în direct, va trebui să găsesc o soluție să dezactivez Skype-ul, pentru că, iată, apelul de Skype îmi oprește transmisiunea. Cine zice acolo? Felicia Popovici. Dacă o să o văd acuși pe Felicia Popovici, o să invit să participe în discuție, pentru că am înțeles că vrea să participe cu mine în dialog. Dacă nu o să o văd pe Felicia Popovici, o să rămână pentru altă dată. Milano votează Maia Sandu, zice Ion Gulea. De ce oare erau și copiii azi la protestele lui Dodon? Erau copii de vreo 13-17 ani, au fost plătiți și ei? Se întreabă Ala Cazacu. Eu nu cred că ar trebui interzisă participarea la mitinguri electorale pentru copii, pentru că adolescenții trebuie să fie deprinși cu viața politică și să le dăm șansa să se informeze, ca atunci când vor avea drept de vot să meargă în cunoștință de cauză la secțiile de votare și nu se ghicească cu ce se ocupă asta. Oxana, am explicat la toată lumea, sunt apelat pe Skype și asta întrerupe transmisiunea live. Îmi pare foarte rău că e atât de fragil telefonul meu sau softul care transmite live. Ce părere ai despre acțiunile luate de CEC cu privire la excluderile lui Igor Dodon în campania electorală? Marius, am comentat în clipul al doilea, nu știu ce a decis CEC, cel mai probabil a refuzat și asta nu mă miră. Dar cred că e mai bine că Igor Dodon e lăsat în cursă, pentru că el trebuie să piardă la vot popular. Ieșiți la vot, dați cu votul în el, pentru că el avea de gând să vă dea la bot. Toți socialiștii sunt mincinoși, n-a văzut pământul așa mincinoși și criminali, zice Lilia Ceban, iar eu nu sunt de acord. Cred că sunt foarte mulți oameni cu convingeri de stânga socialiste foarte onești și corecți, dar au avut nenorocul să aibă un lider oportunist și hapsân și să aibă pe lângă acel lider osuită pe potrivă. Punem votul în urnă, nu în culioc, zice Dima Negru. Și eu nu înțeleg gluma. Te salut, Timișoara, bravo, respect pentru tine, sănătate la familia tua, la toți. Nicolae Roșoga, zice.
Mulțumesc. Irlanda votează 99,9 pentru Maia Sandu, Vasile Baxăneanu. Hai să nu ne grăbim, să vedem duminică seara când vom număra voturile. Maria Marusic mă asigură că ea nu bea, nu a ascultat gura lumii. Eu îți mulțumesc din suflet că mă susții. Tania Popovici zice, orașul Sankt Petersburg, la Casa Naționalităților, strada Mohovaia 15A. Mohovaia 15A, la Sankt Petersburg, la Casa Naționalităților. Casa de Cultură, strada Smoliachkova, numărul 13. Sunt cel puțin două secții de votare, trei secții de votare la Sankt Petersburg. Iată informații prețioase de la Tania Popovici. Casa de Cultură, strada Smoliachkova, 13, sau strada Blagodatnaia, numărul 20, la Biblioteca Specializată în Literatură Juridică și Economică. Mulțumesc foarte mult, Tania. Exact asta am vrut, să ne ajutăm unii pe alții ca să găsim secția de votare și să putem participa la vot. De ce cecul nu întreprinde nimic, Lilia Ceban? Pentru că cecul e dependent politic și poate că pecuniar. Angajații cec sunt poate corupți, li se plătește ca să voteze așa cum votează. Li se plătește mai mult decât salariul pe care îl primesc de la stat și care e salariul baban. Râsul de Dodon pe 1 noiembrie, n-am fost la votare, dar acum duminică mă voi duce. Am aflat aici în Odessa unde este secția de votare și mă rog să nu-l mai văd pe porcul de Dodon. Vă rog să vorbiți civilizat și să nu înjurați. E bine că nu vreți să-l votați, dar e bine și să continuăm să vorbim decent, să nu vorbim ca el. Pentru că nu e așa, felul cum vorbește Igor Dodon nu e unul civilizat și nu ne face nici nouă față să vorbim în felul ăsta. Mai citesc niște comentarii apărute deja la clipurile următoare. Sperăm să scăpăm de Dodon. Oleg, tu unde ai dispărut în ultimul timp? Sănătate ție și familiei tale. Tudor Croitor, n-am dispărut, sunt pe internet și sunt foarte activ. Poate că e problema ta că nu mă urmărești și nu-ți apar în feed, în vizor, pentru că nu mă urmărești, dar eu sunt mereu prezent online. Și atunci când mi s-a închis emisiunea la radio, și atunci când mi s-a închis emisiunea la televizor, și atunci când pierdeam sau câștigam, și când eram în campanie electorală în Republica Moldova, dar totuși, de aproape 4 ani sunt la București. Exact, Eugen Trif, colegul meu de Partid Verde, explică, Oleg este în România și face parte din Partidul Verde. Și nu doar face parte, dar e membru activ, candidez, iată, la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Dacă ai buletin de București, fii gata să mă votezi pe 6 decembrie. Sunt al 10-lea pe lista Partidului Verde pentru Camera Deputaților. Cum crezi, vor fi schimbări în următorii 4 ani în Moldova? Demian Andrei Arina. Schimbări sigur vor fi, dar depinde de noi de care schimbări se vor face. Noi putem să schimbăm președintele, să punem o femeie onestă în locul impostorului de Igor Dodon. Noi putem să schimbăm componența Parlamentului dacă se vor organiza alegeri anticipate, iar dacă nu, să facem niște proteste încât să se teamă cei 51-52 de mafioți din Parlament, să se teamă să ne mai fure și să ne mai păcălească și să voteze împotriva noastră. Deci să fim gata să protestăm, să-i dăm în judecată, să scriem petiții și tot așa, să ne exprimăm ca niște cetățeni liberi. Iar peste 2 ani, când le expiră mandatul, să fim gata să candidăm în locul lor sau să votăm în locul lor pe cineva mai onest, mai curajos. Maxim Popa înjură și aș putea să-l blochez, dar dau seama că săracul mai mult de atâta nu poate.
Eugen Triv zice să sperăm că duminică sărbătorim omul, chiar dacă e din Ardeal și lucrează în Germania acum, dar iată, și el se gândește că Republica Moldova ar putea să facă o schimbare. Intru și la al doilea clip înainte de a fi întrerupt a doua oară să văd dacă mai sunt comentarii. Da, doar 5 minute m-au lăsat să vorbesc. Galina Colesnic credea că m-a blocat. Nu, e doar o problemă tehnică. Nu știu de ce telefonul meu nu suportă să fiu telefonat. Și e adevărat că nu mă suna, pentru că telefonul ăsta e cu numărul meu românesc și puțin îl știu și puțin mă sună pe numărul românesc, dar mă sunau oamenii pe Skype și ar fi trebuit cumva să dezactivez Skype-ul pe timpul emisiunii astea. Dar n-am știut că va fi atât de grav, că foarte rar mă sună cineva pe Skype, dar de regulă la ora asta seara mă sună colegii mei activiști din Rusia sau din lume, vorbitori de limbă rusă. E o emisiune a unei femei, Elena Capălovă, la care particip și eu periodic, comentez ce se întâmplă aici în Republica Moldova și de asta ei m-au pus pe lista de apelare și seara pe la 9:10 mă sună în această emisiune. Ori va trebui să ies din acel grup sau va trebui să dezactivez Skype-ul când intră în direct, pentru că iată ce mi se întâmplă. Dar oricum săptămâna viitoare voi fi la București și live-urile deja nu le voi mai face așa din condiții de campanie de pe telefon și acolo nu mă poate întrerupe cu una, cu două, un apel pe Skype. Vedeți ce se întâmplă în Belarusia, cam așa și la noi să nu fie, zice Pipu Gică. Și da, mă tem și eu că dacă Igor Dodon va fi lăsat la al doilea mandat, el va începe să se comporte tot mai mult ca Vladimir Putin sau ca Alexander Lukashenko, pentru că el îi are ca lider, model pe ăștia doi dictatori. Și foarte posibil în Republica Moldova, cu mic efort, să clădești o nouă dictatură, după ce am avut astfel de dictatură. Un fel de stat capturat de clanuri mafiote, sau de un singur mafiot. O vreme conducea Republica Moldova cu mână de fier Vladimir Voronin, după care a pus gheara pe putere Vladimir Plahotniuc și acum se pare că a moștenit frâile astea Igor Dodon și e foarte posibil că el va fi tentat să clădească o dictatură și eu nu-mi doresc chestia asta. După ce am plecat de 4 ani în România, aș putea să, dacă se instalează aici dictatura, s-ar putea să renunț la cetățenia moldovenească din motivul ăsta și să nu mai vreau să revin niciodată în Moldova. Deocamdată, după cum vedeți, revin și pentru procese de judecată, și pentru filmări, și pentru proteste, și pentru participarea în campanie electorală. Dacă instaurați și permiteți aici o dictatură, rămâneți pe contul vostru. Eu nu mă mai bag. Eu prefer libertatea. Gata, toată lumea e satisfăcută, chiar și Demian e mulțumit de răspunsul meu. Cam asta e concluzia noastră. Avem un ceas de când tot vorbim. Am fost întrerupți și au ieșit 3 clipuri în loc de 1. Oricum, mulțumesc tuturor pentru like-uri, share-uri, pentru participare, pentru comentarii, pentru întrebări. Vă dau întâlnire în zilele următoare, voi face live și mâine de la o plantare de copaci unde merg aici pe lângă Chișinău și duminică poate voi face transmisiuni live despre mersul alegerilor, voi fi observator dincolo de Nistru și săptămâna viitoare voi face live-uri mai ales din România pentru că mă întorc la București și voi participa alături de colegii mei verzi în campanie electorală pentru parlamentare. Deci, fiți pe fază, urmăriți-mă, mă găsiți aici pe
pagina asta de Facebook, pe cealaltă pagină, Brega candidat verde, sau pe profilul meu, Oleg Brega, unde am 5.000 de friends, nu încercați să mă adăugați ca friend pentru că nu puteți, dar puteți să vă abonați la profilul meu și vreo 30.000 deja mă urmăresc să abonați la profilul meu. Dar cel mai bine și cel mai bine e să mă urmăriți pe YouTube, pe canalul meu de YouTube, unde am 67.000 de abonați pe un canal și încă vreo 10-15.000 pe alt canal și unde postez în fiecare zi, cam în fiecare zi public video pe canalele mele de YouTube, Brega 2 și Oleg Brega de pe YouTube. Urmăriți-mă și pe blogul curaj.tv, unde împreună cu voluntari, cu colegi de mei din Asociația Hyde Park, încercăm să întreținem o platformă alternativă de exprimare pentru cetățenii de rând. Oricine dintre voi poate contribui la acea platformă cu texte, petiții, scrisori, fotografii, dar mai ales video. Dacă vă manifestați destul de activ și curajos, putem să vă invităm în Hyde Park, putem să vă facem voluntar la Curaj TV, putem să vă învățăm să publicați pe platforme WordPress. Alina Cojocari, ultimul comentariu îl citesc. Și eu azi am zis, dacă mai mergem tot așa cum a fost până acum, atunci îmi iau copiii și plec din Moldova. Mie mi-e mai ușor, eu n-am copii de luat și pot pleca oricând, oriunde. Petrică Țârlea mă întreabă ce cred despre Partidul AUR. Nu cred mare lucru, nu știu mare lucru și repugnă partidele conservatoare și populiste, naționaliste. Eu sunt mai degrabă cosmopolit, sunt mai degrabă cu viziuni de stânga decât conservatoare și de dreapta. Sunt mai degrabă un liberal, dar, după cum vedeți, mă manifest cel mai mult ca un verde, să dea doctrina verde europeană, mi se pare cea mai potrivită mie. Deci nu mă atrage AUR, nu mă atrage PNL, poate aș fi compatibil cu USR, dar cu Partidul Verde mă simt cel mai bine. Iată, mă susține și tizul meu Oleg Chirvas, coleg al meu din Asociația Hyde Park și coleg de la Curaj TV, publică uneori și iată, va fi și el la alegeri implicat în chiar într-un birou electoral din partea unui partid care a fost concurent electoral, dar acum probabil o susține tot pe Maia Sandu. Dragi și drage, mulțumesc pentru participare. Ne vedem în zilele următoare. Sperăm să auzim și de bine. Noroc!